Bună ziua, stimați prieteni! Vă invit la cea de-a 128-a ediție de analize economice, un proiect comun, Ires Viitorul, privesc eu. Toate celelalte ediții le puteți privi pe pagina noastră sau pe pagina mea, ioniț.md. Astăzi deja se transformă tradițional, dacă analizele economice avem deja de 3 ani de zile, apar și tradiții. La sfârșit de an, un subiect pe care îl discutăm este turismul. Cred că este interesant să discutăm acest subiect și din perspectiva că această ramură a trecut printr-o criză fără precedent în 2020 generată de COVID, iar recuperarea este una foarte rapidă, noi am mai vorbit și anul trecut. Recuperarea anul trecut am spus că este bazată pe turismul intern și pe pensiuni, agropensiuni, pensiuni rurale. Vom folosi cuvântul pensiuni, iar deja dumneavoastră dați încărcătura necesară. În acest an adăugăm și străinii, deci ceea ce a mișcat această ramură în acest an este străinii. De pe aici trebuie să aducem o mică nuanță care cred că este extrem de importantă, pe lângă turismul oficial, organizat, unde au venit străinii și au venit destul de mulți, avem și așa numitul neorganizat, iar străinii aici domină fără precedent, avem ucrainenii. E greu să-i catalogăm la capitolul turist din cauza că numai turiști nu sunt refugiați ucraineni, dar ei au, totuși împărțăm partea ucraineană în câteva grupe, au venit un număr destul de mare chiar prin agenții de turism, deci presupun că chiar mulți ucraineni au venit la odihnă în Republica Moldova. Ucrainenii care vin aici, care refugiați, ei în cele mai multe ori se cazează în locuri private și își găsesc o soluție mai de lungă durată de locuință, iar cei care au stat la hoteluri, e greu să-i numești și ca refugiați și ca turiști. Deci cifrele în acest an s-au schimbat în cea mai mare parte datorită ucrainenilor, lucruri care vreau să-l ținem minte. Totodată, încă un element care trebuie să-l menționăm, atunci când vorbim de turism, să nu uităm că este una din ramurile unde cifrele oficiale diferă foarte mult de datele reale. Din ce cauză? Noi, spre exemplu, turismul organizat a străinilor reprezintă cam 20% din număr total de străini care vin în Republica Moldova, mai mult sau mai puțin prin odihnă. De aceea, număr total de turiști este cam de 5 ori mai mare. Turismul intern față de datele oficiale iarăși este în baza două sondaje care le-a realizat Ires Viitorul în trecut și acum ar fi cazul să mai facem unul pentru a verifica dacă s-a păstrat aceeași tendință, de aceea dacă cineva este interesat am fi de acord să facem un parteneriat. Este cam 25%, deci număr de turiști reali care se odihnesc în Republica Moldova este aproximativ de 4 ori mai mare decât datele oficiale. Fix așa stau și cu turiștii moldoveni care pleacă peste hotare. Noi avem un număr impunător de moldoveni care pleacă peste hotare, însă iarăși sondajul nostru ne arată că numărul de moldoveni care merg la odihnă sau în vizită peste hotare este aproximativ de 4 ori mai mare decât numărul celor care merg prin agenții de turism. Altfel spus, suma totală de bani care circulă în domeniul turismului este de câteva ori mai mare, de vreo 4 ori mai mare decât datele oficiale. Dacă avem vreo 4 miliarde lei încasări la agențiile de turism, trebuie să înțelegem că real în această industrie sunt cel puțin de 4 ori mai mulți bani generate de faptul că o parte considerabilă și de străini și de moldoveni preferă să meargă undeva pe cont propriu și apelează la agenții destul de rar. Haideți să vedem totuși care este turismul organizat în Republica Moldova. Câți oameni în mod organizat, apelând la o agenție de turism, sau care este mărimea ramurii turismului în Republica Moldova? Observăm că am avut recordul absolut, a fost în 2019, 376.000 de persoane au apelat la agențiile de turism, apoi a urmat cea mai dramatică prăbușire din istoria noastră, am ajuns la 124.000, dar observați, 124.000 oricum este mai mult decât a fost practic până în 2003-2004, când era de fapt era o situație deplorabilă total. În acest an, în trimestrul 3, în valoare anuală, avem deja 520.000, este cea mai mare cifră din istoria noastră, în creștere destul de accelerată și dacă ne uităm atent, noi am crescut destul de mult moldoveni plecați peste hotare în acest an,
avem record absolut 370.000 deja avem, dar cred că vom ajunge la vreo 380-390.000 până la sfârșitul anului. Străini care se odihnesc în Moldova, avem un dublu, deci avem 39.000 aproape, deci doar vreau să spun că noi turismul organizat în Moldova, 39.000, mai mult am avut doar până la destrămarea Uniunii Sovietice. Când era în Uniunea Sovietică, în Moldova veneau cam 300.000 de oameni anual în mod organizat. În 91 a fost 298.000, în 92 a fost 100 și ceva de mii, în 93-94 deja am ajuns la vreo 15.000. Deci acum, practic, noi am ajuns la maxima de 94 în coace. Deci avem un dublu față de anul precedent. Și turismul intern, anul trecut a crescut spectaculos. Uitați-vă, noi am avut o creștere de la 40.000, cât era tradițional în ultimii ani, am crescut la 123.000. În acest an avem o scădere în trimestrul 3 și lucru care ne-a dus cifre puțin în jos. Sper că este o scădere de moment. Explicația încă nu o am, cred că vom afla în viitor apropiat. Poate legat de faptul că foarte mulți au plecat peste hotare, au găsit o alternativă de a pleca peste hotare. Oricum avem o ușoară încetinire a turismului intern, dar iarăși este destul de ridicat comparativ cu alți oameni. Câți bani încasează în mediul agenției de turism de la un turist care apelează la ea? Dacă observăm, cel mai mult câștigă de la turiștii care pleacă peste hotare. În mediul agenției de turism încasează de la fiecare turist, de la fiecare moldovean care pleacă peste hotare, 10.300 de lei. Să nu uităm că la acești 10.300 de lei de la un moldovean care pleacă peste hotare, mai sunt încă sume similare, înmulțit încă de 3 ori, la cei care pleacă cont propriu. La cei care se odihnesc, care străinii care vin în Moldova, suma este net mai mică, 1.000 și 1.000, deci practic străinii singuri și rezolvă toate problemele și agențiile oferă mici servicii și interiorul țării. Deci noi nu avem turism în tot cu sensul cuvântului, deci altfel nu poate explica 1.000 de lei. Și turismul intern, deci 2.100 de lei, sunt mediu agenție ia de la un moldovean care se odihnește prin intermediul agenției în interiorul Republicii Moldova. Dar, după cum am spus, când vorbim de turiști, totodată trebuie să vorbim și de oameni care scazează. Mai departe, voi folosi noțiunea, știți, când vorbim de turismul intern, noi vom, dacă vom realiza o cercetare, vom putea calcula câți moldoveni se odihnesc fără a rămâne peste noapte. Astăzi, tot ce vorbim noi, turismul intern, noi avem în vedere pe de o parte moldovenii care se odihnesc organizat apelând la o agenție de turism, pe de altă parte avem datele câți moldoveni s-au odihnit rămânând peste noapte undeva. Aceste cifre nu trebuie luate una și aceea, deoarece un moldovean poate avea un turism organizat, dar nu rămâne peste noapte, iar un moldovean poate rămâne peste noapte, dar asta nu înseamnă că a venit printr-o agenție de turism. Pentru a răspunde la toate aceste întrebări, noi trebuie să mai facem anumite cercetări separate, le vom face și vom prezenta datele pe viitor. Dar acum cert este că în toate structurile de cazări din Republica Moldova, în acest an, noi în sfârșit ieșim din criza din 2020. Deci până la criză noi am avut maximul 375.000 de persoane s-au odihnit unitățile de cazare. Recordul absolut a fost în trimestrul 3 anul 2019 cu 143.700 de persoane cazate într-un singur trimestru. După aceasta am avut o prăbușire până la 74.000 de persoane. Vedeți, o prăbușire de pur și simplu de 5 ori. Iar în acest an am ajuns la 370.000 și cred că finalizăm anul, cel mai probabil vom finaliza undeva la 380.000. În acest an, în trimestrul 3, am avut 142.000, comparabil cu trimestrul 3 din 2019. În trimestrul 4, eu sunt sigur că noi vom avea o prezență cu mult mai bună decât în 2019 și din simplu motiv că după COVID la noi a apărut un fenomen relativ nou. Persoanele care se odihnesc pe teritoriul Republicii Moldova în perioada rece anului. Deci eu înainte noi luăm pe anul întreg, dar după mine trebuie să analizăm câți totuși se odihnesc și decid în special în pensiuni se odihnesc în timpul iernii, deoarece mai mulți ani în urmă în perioada rece anului era o utilizare acestor forme de odihnă, practic incomparabil de vreo
7-8 ori mai mică decât în perioada caldă a anului. Acum deja dispare această diferență dintre iarnă-vară, moldovenii merg la pensiune atât vară cât și iarna, de ce noi în acest an cu certitudine vom avea o prezență foarte bună iarna. Dacă vorbim despre străini, străinii în acest an deja au depășit nivelul anului, recordul din 2019. În 2019 am avut recordul absolut, 174.000 de străini au vizitat unitățile noastre. Când spun recordul absolut, am în vedere până 94. Din 94 încoace. În 90, 91, 92, acei străini cum erau? Erau din fostă Uniune Sovietică, ei nu erau din Republica Moldova, dar nu comparăm turiștii de atunci cu turiștii de acum. Dacă cineva vrea să-i compare, compare. Doar vă spun că în perioada sovietică 300.000 vineau anual. Noi acum avem 174.000 de persoane ne vizitează pe noi în toate formele. Nu atunci veneau organizat, acum vin așa, 174.000. În acest an deja am ajuns la 178.000. În trimestrul 3 avem record absolut 57.000. În trimestrul 4, cu certitudine, vom avea cel puțin 40-45.000 de persoane. Din acest motiv, anul cred că terminăm undeva la 185.000 de persoane. Ce vreau să spun? Că din acest număr undeva vreo cel puțin 70-80.000 sunt ucraineni. Deci asta este diferența și aceasta mă face să fiu mai prudent atunci când vorbim de străini în Republica Moldova. Cea mai mare parte a celor care au venit în acest an în unitățile de cazare sunt ucrainenii. Trebuie să spun că ucrainenii au venit și prin agenții de turism, adică ei au venit real ca turiști, dar aceștia nu îi vom cataloga nici ca refugiați, dar și ca turiști, este greu să spunem. Cert este că ucrainenii se odihnesc în unitățile noastre de cazare. Dacă ne uităm după forma cum au venit ei, organizat sau neorganizat, avem în felul următor. În acest an, astăzi avem 38.600 veniți prin agenții de turism, adică organizat și 140.000 aproape, în individual sau formă neorganizată. Turiștii care avem noi organizați, în prezent, sunt cam 20%, lucru care ne permite să înțelegem dacă avem câți avem la agenția de turism, știm cam câți bani lasă fiecare turist în Moldova, știm câți au venit, cât de cât putem să estimăm mărimea pieței de turism în Republica Moldova. Și după cum am spus, în 1994 am avut 26.000, de atunci la noi cifra aceasta a fost relativ micuță, acum am ajuns la 178.000, vedeți cât am crescut. În perioada sovietică aveam 300.000. Un lucru aparte vreau să atrag la pensiuni. Din ce cauză? Trebuie să o spun, le iubesc enorm, din simplu motiv că până în 2004 la noi pensiuni nu existau în Republica Moldova. În 2004 apare prima pensiune rurală, prima pensiune agropensiune, prima pensiune în afara municipiului Chișinău și la noi apare așa numitul turism intern organizat, când oamenii merg undeva într-o pensiune ca să odihnească, să primească plăceri de la natură. Din tâi s-au dezvoltat destul de slab, o vizitez până în 2015, practic la noi pensiunile au stat pe loc. După aceasta au înregistrat o creștere destul de puternică, dar iarăși cu stagnare până în 2020. COVID-ul, pe lângă toate răutățile care ne le-a adus, a adus un lucru bun. Ne-a făcut pe noi să redescoperim Moldova. De cei mai mulți care vin în agropensiuni până ce sunt cetățenii Republicii Moldova, iar acum avem un fenomen mai nou, vin foarte mulți străini, o parte din ei sunt ucraineni, după cum am spus, dar vin și străini din diferite țări. Spre exemplu, o țară care vine foarte mulți vin la noi, este Statele Unite. La urmă voi vorbi din ce țări vin cel mai mulți, dar cu certitudine noi am redescoperit pensiunile moldovenii, ne-am îndrăgit de ele și aceasta a fost ca o epidemie și asupra străinilor. Iar astăzi, pensiunile noastre au crescut cu adevărat spectaculos. Aici vreau să mă adresez la autorități. Dacă Ministerul Agriculturii sau Ministerul Culturii se gândește ce am putea face noi ca să promovăm imaginea Republicii Moldova, ce am putea face noi ca să promovăm agricultura în spațiul rural, activități economice în spațiul rural, vă spun, sunt pensiunile rurale. Deci pensiunile acestea chiar merită toată susținerea noastră. Sunt una din puținele ramuri din economie care în perioada de criză 2021-2022-2023 au crescut cu 40%. Am să dau mai târziu cifrele, am avut 1000 de locuri în pensiune, acum avem, cred că anul acesta îl finanzăm cu vreo 1550 sau chiar și mai mult. Datele încă nu sunt, dar noi deja aproximativ știm cam cât sunt, deci avem o creștere spectaculoasă.
în perioada de criză. De aceea ele merg toată susținerea noastră. Acum noi am ajuns pensiunile la 43.000 în valoare anuală. În trimestrul 3 avem recordul absolut din toate timpurile. Avem 16.200 de persoane s-au odihnit în pensiuni sau similar cu cât se odihneau înainte anul întreg. Dacă ne uităm la turiștii care se odihnesc în pensiuni, observăm un lucru. Moldoveni în acest an avem deja 31.000, s-au odihnit, străinii 12.000. Dacă ne uitați, străinii am avut maxim în 2019 la 6.000 de persoane. În acest an finalizăm cu cel puțin 12.000 de persoane. Asta înseamnă că străinii care se odihnesc în pensiunile noastre s-au dublat după COVID, iar moldovenii, dacă am avut până în 2019-11.000, s-au triplat. Deci de 3 ori mai mulți moldoveni și de 2 ori mai mulți străini avem în pensiunile noastre în prezent. Este o creștere spectaculoasă. Dacă observați, cel mai mult a crescut din contul moldovenilor. După COVID, moldovenii au descoperit Republica Moldova, lucru care este îmbucurător. După cum am spus, cea mai mare problemă a pensiunilor este perioada rece a anului. Din simplu motiv, costuri de întreținere sunt mai mari. Ce faci cu angajații tăi? Și înainte era în felul următor. Vara pensiunile erau folosite, iarna nu. Vara da, iarna nu. Și atunci aveai o problemă cu ele. Îți măreau costurile, creau probleme de logistică, te gândeai ce faci cu lucrătorii perioada rece a anului. Acum această problemă se rezolvă. Dacă observați, dacă în anii precedenți, iarna la noi se odihneau undeva 3-4 mii de oameni, uitați-vă sezonul 2015-2016, noi am avut 3 mii de oameni sau 3 mii s-au odihnit iarna, restul s-au odihnit în timpul verii, în acest an, noi iarna aceasta presupunem că vor fi undeva 20 de mii de moldoveni și străini, o treime sunt străini, două treimi sunt moldoveni, deci dacă am împărțit, s-ar pune cam 13 mii de moldoveni și 7.000 de străini se vor odihni în sezonul de iarnă, adică trimestrul 4 anul 2023 și trimestrul 1 anul 2024, se vor odihni în pensiunile noastre. Este mai mult decât tot anul care era înainte. Deci, lucru care noi transformăm pensiunile noastre și timp de iarnă într-o locație unde se merită de odihnit. După cum am spus, pensiunile până în anul 2020, noi am avut 1.000 de locuri în pensiuni, deci din 2004, în 15 ani la noi s-au creat 1.000 de locuri și acum în 3 ani de zile mai aveam creat 500 de locuri. Deci noi în 3 ani de zile am creat jumătate din cât s-a creat în precedență 15 ani. Din ce cauză? Din cauza că după COVID s-a văzut foarte clar că acest sector a economiei are un potențial de creștere și eu cred că noi avem încă un potențial nemăsurabil de creștere, lucru care trebuie Ministerul și a Economiei, dar cel mai tare Ministerul Turismului, Ministerul Culturii, având subdiviziunea Turismului, Ministerul Culturii și Ministerul Agriculturii, trebuie să fie două ministere de bază, două ministere care să fie preocupate de această ramură, care într-adevăr poate fi una foarte de perspectivă pentru Republica Moldova. Datorită faptului că, în special după 2020, noi avem o creștere a tot ce înseamnă pensiunile rurale, în prezent, dacă în 2020 cota pensiunilor rurale în totalul capacităților de cazare în Moldova era 4,3%, în acest an cel mai probabil va fi 6,4%, cu un potențial destul de rapid de creștere până la 10%. Ce înseamnă lucrul acesta? Din toate formele de cazare din Republica Moldova, cel mai dinamic, cel mai rapid se dezvoltă pensiunile, lucru care nu poate să ne bucure. Aici vă dau gradul de ocupare. Dacă observați, pensiunile la noi, gradul de ocupare a fost relativ bun. După aceasta a crescut considerabil în 2022. În acest an, considerând gradul de ocupare, va fi ceva mai scăzut. Din ce cauză? Din simplu motiv că la noi, în țara noastră, avem foarte puține domenii unde poți ceva să investești. În pensiunile rurale, oamenii au văzut că vin turiștii, vin oamenii să odihnească, s-a investit foarte mult și se primește că noi acum creăm cu mult mai multe cămeri decât reușim să aducem turiștii. Deci, noi avem de făcut două probleme, două lucruri. Prima, să creăm capacități de cazare ca să avem turiști și doi, să aducem turiștii. Acum se primește că noi mai multe cămeri reușim să investim mai mult, dar nu reușim să investim în atragerea turiștilor. De aceea, dacă Ministerul Agriculturii ar trebui să se preocupe, în special să aibă programe de finanțare, subvenționare a creierii capacităților de cazare în zonele rurale, atunci Ministerul Culturii împreună cu toți cei care sunt proprietari de pensiuni, cu consiliile locale, cu asociațiile de business, IDIS Viitorul este gata să implice, el trebuie să creăm niște
proiecte de atragere a turismului, crearea brandurilor locale, crearea rutelor turistice, așa cum a făcut Idis Viitorul pentru Olunca Prutului, împreună cu județul Galați, cu regiunea Rini din Ucraina, am creat un cluster turistic în sudul Republicii Moldova, într-așa fel ca creșterea capacităților de cazare să fie sincronizată cu venirea turiștilor. Observăm că în acest an, cel mai probabil, turiști vin mai mulți, dar noi am creat cu mult mai multe capacități de cazare. De unde vin turiștii în Moldova? Sunt două abordări. Ne uităm la cei care vin prin agenții sau la numărul total de străini care au venit în Moldova și s-au cazat într-o structură, într-o unitate de cazare. Eu am considerat că trebuie să-i luăm pități, acești 180.000, 185.000 care au venit în acest an, să nu luăm numai pe cei care vin din agenții, deoarece datele diferă, nu esențial, dar diferă destul de tare. Și trebuie să o recunoaștem că numărul total de străini care au venit în Moldova este mai relevant, deoarece ci 20% din ei vin doar organizat sau 80% vin neorganizat. De 5 ori mai mult vin organizat. O leacă schimbă datele Ucraina, așa am explicat că este influența războiului este asupra acestor date, dar oricum o cifră este clară. Sunt 5 țări de unde vin cel mai multe persoane. Pe primul loc este România și este evident 25%, fiecare a patrulea străin care vine în Republica Moldova, unul nu este străin, este de fapt tot român. 25% sunt cei din România. 22% aproximativ sunt cei din Ucraina. Apoi este Federația Rusă cu 7,5% și urmează Statele Unite, vedeți exact partea opusă a globului pământesc, cu 5,6%. Apoi vine Turcia, Germania, Italia și așa mai departe. Deci, primele 10 țări, 80% din toți străinii care vin în Moldova sunt din 10 țări, dintre care, nu-i surprinzător, este explicabil, Statele Unite, care este în alt capăt a globului pământesc, domină în preferințele străinilor care vin în Republica Moldova. Unde merg moldovenii? Aici deja am luat datele privind turism organizat și trebuie să spun că cercetarea realizată de Idis Viitorul ne-a arătat că neorganizat, adică neapelând la agențiile de turism, cel mai mult moldovenii mergeau, că am făcut-o înainte de război, ar fi bine așa cum să facem, dar așa cum cred că destul de mulți merg. În Ucraina, deci primul loc, cea mai vizitată țară era Ucraina, neorganizat. După aceasta Bulgaria și apoi România. Deci cam acestea sunt țările unde moldovenii merg neorganizat. Cât vorbim de turism organizat, am luat pentru ultimii 5 ani de zile și 43%, deci nu jumătate, dar 43% din toți moldovenii care merg organizat în vacanță merg în Bulgaria, 20% merg în Turcia, 20% merg în Bulgaria, 12% merg în Egipt, 10% în România și 5% merg în Grecia. Primele 5 țări, 90%. Deci moldovenii aici sunt fără foarte mult fantezie. Deci în principiu oameni nu prea bogați, oameni care vor să meargă într-adevăr să odihnească, oameni raționali, cost eficiență și aceste 5 țări domină în preferințele noastre. După aceasta merge Ucraina, dar nu uităm, Ucraina vorbim de turism organizat. Dacă vorbim de turism neorganizat, Ucraina era pe primul loc, acum din cauza războiului, cel mai probabil nu este pe primul loc. Dacă vorbim de turism neorganizat, cred că ratingul va fi aproximativ în felul următor. Ucraina pe primul loc, Bulgaria pe locul 2, România pe locul 3, Turcia deja merge mai departe. Turcia în orice circunstanță, moldovenii, cu toate că în Turcia moldovenii cel mai mult merg în felul acesta. Asta am avut de arătat. Cert este că ramura și-a revenit după criză, și-a revenit în mod special datorită străinilor care vin și aici când vorbim de străini, avem în vedere în primul rând ucrainienii. Doi, datorită turismului intern care s-a dezvoltat foarte puternic, în special după COVID. Și trei, datorită pensiunilor agro sau pensiunilor rurale care, într-adevăr, cunosc o creștere pur și simplu plăcut, surprinzător de plăcută, dar această creștere, deja noi simțim după datele din 2023, această creștere a numărului de unități a fost determinată de creșterea numărului de turiști, însă noi am creat o leacă mai repede
unitățile și mai greu aducem turiști. Deci noi trebuie deja să ne învățăm să aducem turiști în pensiunile noastre. Aici cred că Ministerul Culturii are un cuvânt greu de spus. Asta am vrut să vă spun pentru astăzi. Până data viitoare, vom discuta alte subiecte importante pentru economia noastră. Vă mulțumesc!